Mănăstirea Agapia, una dintre cele mai mari mănăstiri de maici din România, pomenită uneori sub numele de Agapia Nouă, Agapia din Vale sau Agapia Mare, este situată pe valea pârâului Agapia, în județul Neamț, la 9 km de orașul Târgu Neamț și 3 km de satul Agapia. Amplasată în mijlocul unei păduri, Mănăstirea Agapia este unul dintre cele mai cunoscute și mai apreciate așezăminte din această parte a țării. O străveche vatră de credință și cultură, dar și un neprețuit tezaur de artă, îndeoseb datorită frescelor pictate de Nicolae Grigorescu în perioada 1858 și 1861. Ansamblul Mănăstirii Agapia a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Neamț din anul 2004 și cuprinde bisericile Sfântul Voievozi, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ioan Bogoslovul și Paraclisul Sfântul Nicolae, clădirile de incintă și satul mănăstiresc, alcătuit din 141 de case, monument istoric, între care și Casa Memorială Alexandru Vlahuță. Pe lângă Mănăstirea Agapia, funcționează singurul seminar de fete din zona Moldovei, Seminarul Teologic Monahal Sfânta Cuvioasa Paraschiva, înființat în vremea Patriarhului Justinian Marina. Istoria acestui vestit așezământ monastic este strâns legată de existența unui schit ce a dăinuit până astăzi, Agapia Veche sau Agapia din Deal, ce poartă numele cuviosului Agapie din Mănăstirea Neamț, primul sihastru care s-a nevoit în această poiană, întemeind o biserică de lemn cu hramul Schimbarea la față. În prezent, Mănăstirea Agapia are cel mai mare număr de măicuțe dintre toate mănăstirile ortodoxe de călugărițe din România. Aici găsim o impresionantă colecție muzeală de artă medievală și religioasă, dar și o bibliotecă ce cuprinde cărți și manuscrise vechi. Dintre obiectele aflate în patrimoniul mănăstirii, rețin atenția cele 4 evanghelii tipărite la Mănăstirea Neamț în 1821 și îmbrăcate în superbe ferecături de argint aurit, Evanghelia dăruită în 1813 de Patriarhul Hrisant al Ierusalimului, Panaghiarul de argint aurit din 1514, pe care Alexandru Lăpușneanul l-a dăruit mănăstirii Pângărați, și crucea îmbrăcată în argint aurit, cu o bucată din Sfântul Lemn al Crucii Mântuitorului, dăruită de Patriarhul Chiril al Ierusalimului. Ample lucrări de consolidare, protecție și renovare a bisericii au fost efectuate între anii 1968 și 1969.